Aia am vrut să spun, cam pe alegerile afară. Și cineva a programat să furie lemne de la mine și eu l-am mirosit, știi? Da, da. Și a rămas vocea afară, că n-am putut să-i manevrez pe toți, să-i bag și în sfârșit. Și eu cu lampa, fac faza mare, fac faza mică. Am patrulat, am făcut de planton. Și ăla cine era? Matei ăsta, care a vrut să fure niște lemne. Mai, lemne mi-a tipit, nu te-ai culcat, zic, încă nu, zic, faci de planton în noaptea asta, i-am tăiat o să vă strâng pe mine și s-o culcat. El stătea și aștepta să mă culc eu, ca să poată să înceapă el ofensiva. Asta e când lucram la Ocnă, la mine. Mișto. Mișto, hă? Sau nu prea? Clasa întâia. Așa. Mă, Benoni, auzi, dacă ai face tu un bine să-mi trimiți contra cost, eu plătesc, nu degeaba. Au venit aici, la mine. Hai aici. Niște lămpi din Statele Unite în experimentare, roșii. Ce bec aveau, ce nu știu ce, și cu stația de încărcare, că să-ți spun la meu redresorul ăla. De aici, până la stâncă reflectavă, cu claritate perfectă. Și eu speriat pe proști, vezi, eu nu lucram atunci, eram în pensie, că costă 1.200.000, nu cumva să-l piardă sau ceva se întâmple, știi? Cu lampa. Și pe le-o lua șefii și le împărțit între ei. Deci le-a arătat numai la... Acolo țin cineva la ușă. Și... I-am spus lui Neluțiu lui Trufea, băi, ce fraier ai fost, bă. Eu nu mai dădeam înapoi nimic. Doamne, mi-a furat nu știu cine. Gata. Cu asta bată. O plătesc, că o plăteai în rate, nu? Că doar lucrai. Ciao. Numai bine. Eu trebuie să beau și niște apă. Da! Mi-am dat seama despre tine că nu vrei să bei, dar pe lângă faptul că vrei să înțelegi ceva. Da. Și să faci treburile pe clar, nu pe... Da, nu? Da. Uiteți, o apă de la izvorul minunilor. Așa. Și... suc, parcă mai e puțin, dacă s-o termină. Cu la Irina și... Nu-mi trebuie suc. Și... numai cu apă ajunge. Ia, Benone, dragă. Mersi frumos. Ia, băiatul. Doamne ajută. Și pe urmă să răsfăim albumul cu pozele. De când eram tineri, cu fetele alea de pe la Timișoara, mai ții minte? Cu cârna, cu probleme, cu... Da. 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 Apoi Doamne ajută. Doamne ajută. Hai să încercăm să mergem în timp, înapoi. Da. Militar, care au fost primele... În 1955, în 15 ianuarie, am venit cu trenul și am coborât la gara din Ciudanovița. Și am fost cazați în niște bărăci la Golgota. Acolo erau niște bărăci ale drumurilor și podurilor. După aia, după ce am fost cazați acolo, ne-am căutat fiecare cu meseria lui, nu? Așa, pe mine m-a luat, că eram șofer, m-a luat și m-a dus și mi-a dat o mașină. Un IMS-ul tip 67, care am urcat cu el în sus, tractat de un tractor. Și la vale când coboram, tractat două mașini, buldozerul. La vale când coboram, buldozerul ne lega cu cablu și ne ținea de în spate. Pentru că era o râpă foarte periculoasă. Știți, mai s-a adus aminte râpa acolo care dădea la gare. Așa. Dar ce v-a adus în valea asta? În valea asta aici am venit militar. Deci detașamentul de muncă, de construcție. Când n-am avut voie să fac armata sub armă, pentru că eram fiu de seabur, nu?
Și am făcut acum instrucții. Eu m-am instruit cu o coadă de lopată. La picior arm, la umăr arm, pentru un ori prezentat arm, prezentam coada de lopată. Eu nu aveam... Așa, și când ați ajuns aici? După ce am ajuns aici, am fost repartizat, mi s-a dat mașină și până am început să circulăm încolo cu acea, fiecare la meseria lui. Deci locurile astea nu v-au trezit nicio, sau nu v-a afectat, nu știu... Nu m-a afectat, pentru că era o vale, frumoase sau o văgăună... O vale goală, fără blocuri, fără case, fără nimic. Așa. Primul bloc care s-a construit e blocul în care locuiesc eu acum, nu? Blocul A. Așa, am și cât timp ați stat aici? Ca și militar. Ca militar? Deci cât a durat perioada militară? Perioada de armată a fost 3 ani și 3 luni, iar a venit un decret și în decembrie ne-a dat drumul la toți, care am fost încorporați în 1954. Și ca militar aici... Și ca, în 56 m-am liberat și în 54 am fost încorporat. Și ca militar am stat aici, eu, din 1955 ianuarie până în 1956 ca militar. Deci ca militar. Și pe urmă m-am angajat la mine asta. Așa, și aici care erau sarcinile? Care a fost meseria dumitale? Ce meseria funcție mea, ai avut? Da, toți anii ăștia, ce ai lucrat? De șofer. Lucrai. Da. În timpul, deci cărai, erai șofer, transportai. Da. Transport, oameni, în sfârșit. Am lucrat și pe autobuz, și pe cisternă, și pe basculă, și pe... Așa. Am lucrat până când s-a făcut loc pe basculă, am lucrat la buncăr, la băgarea minereului în buncăr. Băi, zic, oriunde fi, muncă să fie, zic. Eu vreau să muncesc, că vreau să trăiesc. Și am da, așa. Nu, supraviețui, nu... În timpul ăsta ați văzut... Că au fost ruși aici, ei coordonau tot și da, exploatau. Da. Cum i-ați văzut pe ruși? În funcție de ce erau? Ingineri, generali, administratori? Da, nu, erau civili, ingineri, militari nu erau ruși aici. Numai rușii coordonau această exploatare mineră, înțelegi? Uraniul ăsta era pentru ei. Deci îl se încărca la vagoane și se ducea mai departe. Îl făceau în cutie uraniu pur și îl transportau de aici, de la noi, din țară. Că tu erai mic. Da. Când da, ta ai sosit aici, era deja pușcăria făcută pe Golgota? Da, când am sosit eu aici, nu era. După un an de la sosirea mea s-a făcut pușcăria pe Golgota. După un an. Și atunci deci au apărut... În 1956 s-a făcut pușcăria. Așa, dar când ai sosit dumneata aici cu trenul, exista securitatea în gară și pe șosele, pe bariere, să închidea zona? Da, da, pe la bariere și la Bolcuc, dar n-ai apucat și tu. Păi da, știu, bariere, eu știu, eu vreau de la dumneata să aud. Da, sigur că da. Nu intra aici fără acte verificate, purificate, nu intra așa, în zona radioactivă, nu? Așa. Da. Deci când ai ajuns dumneata aici, erai militar de la construcții, da, erau securiști, era securitatea care păzea zona. Securitatea la baie, vis-a-vis de baie. Acolo era securitate, da, era armată de pompieri. Da, armata de pompieri era mai sus.